Centrul European de Instruire F-16 a fost inaugurat la baza 86 aeriană locotenent aviator Gheorghe Mociorniță din Fetești. Este vorba de un hub internațional pentru instruirea piloților de aeronave F-16, care va facilita creșterea interoperabilității dintre aliați. Aici vor fi pregătiți piloți români, precum și piloți din statele aliate și partenere, inclusiv Ucraina. Există un lucru pe care vreau să-l remarc, și anume faptul că lucrurile s-au petrecut foarte repede. Există o cadență a sosirii echipamentelor, aparatelor F-16 și piloții ucraineni vor începe îndată ce au satisfăcute cerințele de pre-antrenament, care se referă la deprinderea elementelor de abilități lingvistice în funcție de fiecare pilot și de experiența pe care o are, pregătirea va fi adaptată. Aparatele de tip F-16 vor mai fi prezente în Europa cel puțin 20 de ani. Sunt importante, ne dorim să avem piloți cât mai bine pregătiți. F-16 este un avion multirol, adică este capabil să execute atât misiunea aer-aer cât și misiunea aer-sol. Asta facem noi în mod curent în România. Am făcut parte din piloții care au scos MiG-21 și noi am fost primii pe listă pentru F-16 din cauza experienței pe care am avut-o la MiG-21 Lancer. Centrul va contribui la crearea unor standarde operaționale comune și la întărirea capacității Alianței Nord-Atlantice de a face față provocărilor complexe din regiunea Mării Negre și din Europa de Est. Primele 5 aeronave F-16 ale forțelor aeriene regale olandeze au aterizat la Fetești încă de săptămâna trecută.